Interpretări. A privi, a vedea, a înțelege. Proiect. Vă propun un demers de învățare care va corela pictura într-una dintre formele ei cele mai valoroase incluse în cultura națională cu textul scris și cu un exercițiu de introspecție. Consider că acest proiect va constitui un exercițiu complex. Elevii vor privi, vor selecta, vor corela, vor justifica, vor apela la tehnologie. Precizări pentru elevi. Veți primi o sarcină de lucru, realizarea unui proiect într-o formă artistică, apelând și la tehnologie. Veți avea o listă cu expresii din cartea Lucian, Ochii, Sufletul, Mâna, de Veronica D. Niculescu, pe care le veți corela cu un tablou pictat de Ștefan Lucian. Veți alege un tablou de Lucian pe baza căruia veți realiza proiectul. Veți avea o fișă cu elemente de conținut la care vă veți raporta. Ceea ce veți lucra individual va face parte dintr-o galerie sau carte digitală. Dar ce înseamnă formă artistică? Realizările voastre, hartă mentală, lapbook, eseu, pictoroman, etc., trebuie să fie frumoase și corect scrise. Elevii care lucrează în format fizic vor poza produsele finale, care vor fi încărcate apoi într-o carte digitală, sau pot alege să lucreze direct într-o aplicație. Proiect. Interpretări. A privi, a vedea, a înțelege. Evidențiați într-o formă artistică și apelând la tehnologie, semnificația uneia dintre cele cinci expresii de mai jos. Veți avea elementele de conținut precizate în fișă. Acestea sunt cele cinci expresii, dintre care fiecare elev va alege una. Fișa cu elementele de conținut. Obligatorii. Precizarea numelui tabloului la care vă referiți. Preluarea uneia dintre expresiile date anterior și justificarea preluării. Identificarea în tablou a trei elemente care să susțină expresia aleasă. Raportarea personală la tablou și la expresia aleasă. Și alte elemente. Aici puteți include orice din ceea ce considerați esențial. Fiți originali în exprimarea ideilor și sentimentelor, faceți conexiuni. Se va oferi feedback, elev-elev, profesor-elev și se vor realiza expoziții fizice și în spațiul online. Profesorul poate da și notă pe aceste proiecte. Pentru aceasta, m-am gândit la această fișă de evaluare cu punctaj asociat. Două sugestii, două tablouri de Ștefan Lucian. Interior sau Lorica cu crizanteme și Anemone din 1908. La acestea puteți adăuga, puteți prelua, alege ce tablou doriți. Exemplificare. Am lucrat cu elevii mei un astfel de proiect. Ceea ce vedeți este realizarea unei eleve de clasa a 8-a, un pictoroman inspirat de tabloul Portret de femeie de Nicolae Grigorescu. Sper că v-a plăcut ideea, să vă fie de folos. Succes!